Am revenit, stimați telespectatori, suntem în direct. Unii poate să întreabă cum mi-am dat jos pălăria din acea reclamă, clipul publicitar. Chiar discutam cu nostalgie cu invitatul din această ediție despre protestele de stradă din Brașov 2011-2012. Da? Vom vorbi probabil și despre acest lucru. Deci continuăm seria cu invitații din rândul mișcării de revoluționari din Brașov și din România. Eu am intitulat emisiunea Război Revoluționarilor, nu știu cât e război, cât e pace, cât e, ce să mai spune, despre starea de război din interiorul unor asociații și organizații, că noi suntem niște oameni care suntem foarte belicoși, așa noi românii câteodată, dar pe războaie uneori minore. Cum vă spuneam, în partea a doua, invitat îl avem pe domnul Gheorghe Daniel Cornea, prieten bun al meu, avocat, și aici este în calitate de președinte al revoluționarilor din orașul Zărnești. Orașul Zărnești, bine ați venit, domnule Cornea. Bine v-am găsit, bună ziua. Orașul Zărnești, vă rog. Telespectatorilor și ascultătorilor. Zărnești, oraș industrial, au fost foarte multe evenimente în Zărnești până la perioada decembrie 1989. Interesante, inclusiv am înțeles că au fost niște situații pe la acea uzină celebră, dincolo de accidentele care s-au soldat cu morți și cu răniți și cu o stare deplorabilă în acea vreme, au fost elemente, cum să zic, manifeste, din câte mi-amintesc eu, în orașe ale României, ale Brașovului, și Zărneștiul, din acest punct de vedere, dădea semne că ar trebui să se răzvrătească, nu? Da. Domnule Cornea. Deci domnul Cornea are un CV aici pe care l-am citit pe scurt, a lucrat cândva și în gazetărie. Zărneștean de origine, 63 de ani, are o activitate intensă, fiind cunoscut ca un om de probitate așa, rară, stimat, și l-a scris singur, să știți, și eu nu mai citesc, stimat, nu, de o este din, a, e dintr-un ziar? Din ziarul din 28 noiembrie 2008. Nu am, mi l-am scris eu. Da, acum mi l-ați adus scris de mână. De da. Așa, deci e o prezentare, un CV, eu îl citesc așa cum este, stimat deopotrivă de cetățenii județului, este o persoană arhicunoscută, nu numai ca ziarist, dar ca și jurist, domeniul în care s-a afirmat și a excelat în ultimii ani. Vârf de lanț al mișcării muncitorești revoluționare din decembrie 1989, din Țara Bârsei, primar al Revoluției. Ați fost? Din decembrie 1989. Da, primar da, la Zărnești? O perioadă scurtă, dar am fost. Da, așa, deci intrați în seria primarilor din Zărnești, alături de actualul primar, aveți vreo, cum să zic, vreo platformă comună? Nu comentați, dar vă place ce se întâmplă în Zărnești la ora actuală, ca așa, ca dezvoltare? Mă abțin. Nu comentați. Bun, mie îmi place. De asta vă zic. Așa, a fost lider de sindicat la Umetohan, ESA, Zărnești. Actualmente este manager general la o firmă, și nu o să-i dau numele ca să nu fac reclamă, că vă duceți la caserie. De mass media. Ce dacă e de mass media? Da, News... Da. Agenții Media Nova, nu? Da. Are legătură cu domnul Constantin, deci, Niță? Nu. Care nu, misiunea de Nova TV. Deci acesta este domnul Cornea, e mai emotiv așa la partea de presă audio-vizuală, dar altfel este un om foarte organizat și vreau să discutăm împreună despre lucruri din interiorul Asociațiilor de Revoluționari, profitând de faptul că domnul Cornea este jurist și cunoaște foarte bine ordonanța, aceea care a creat pricina, ordonanța 95. Ordonanța 95, zic eu că este mărul discordiei între revoluționari. Această ordonanță împarte revoluționarii în două categorii. Revoluționarii care rămân atestați de legea 341 a recunoștinței și cei cu rol determinant, o nouă categorie înființată în 2014.
14 când s-a emis această ordonanță. Moș Crăciun, Victor Ponta, nu? Da. Chiar dacă n-are așa față, da, de Moș Crăciun, da, v-a adus această ordonanță și nouă, dar pornind la o situație, domnul Cornea și stimați telespectatori, deci după 2012, nu știu dacă are legătură sau nu cu protestele de stradă la care nucleul detonat au fost revoluționare și în Brașov și în București, protestele de stradă anti-Băsescu și anti-regimul Băsescu. Dar pe acel final de mandat al regimului Băsescu, când a picat Boc în stradă și după aceea și Răzvan Ungureanu și s-a schimbat și guvernul, atunci Victor Ponta, deci guvernul care a preluat puterea, s-a trezit cu situația de a plăti niște drepturi unor revoluționari, dintre care, scuzați-mă, jumătate au fost făcuți la apelul de seară de către PDL. Da? Și sau de către alții. Nu contest și nu atest niciun revoluționar decât cei care am au înțeles fost alături de, da, mine. Da, da, erau vreo 15.000, 20, nu știu cât, 20.000. 16.000 erau. 16.000. 16.000 din care beneficiau de drepturi și banii ăștia veneau din 3.000 au murit, dar în plată erau 10.000 în plată. 10.000 în plată. Fiindcă și ordonanța și legea 341 era restrictivă. Nu puteai să primești acea indemnizație dacă depășeai plafonul. Bun, asta cu privire la statutul economic. Că la statutul financiar, la buzunarul fiecare, dar cu privire la statutul moral și juridic al omului, am fost acolo și mi-am riscat viața ca să pot să primesc niște drepturi. Au venit foarte mulți impostori făcuți pe ultima sută de metri, vorbesc serios, deci au fost impostori și vremea PSD-ului, că și un secretar de stat puteți să nu fiți de acord cu mine. Deci doi foști secretari de stat ai SSPR-ului la Constituția Revoluționară sunt cu un statut juridic de condamnați, nu? Da, domnul Emil Costin, Cuteanu. Emil Cuteanu, care era pe vremea PSD-ului, da, și da, domnul, da, Costin, care era pe vremea PDL-ului, împins în, da, în față de, da, Băsiș, da, pe care i-au făcut revoluționari pe bandă rulantă. Și atunci sigur că eu nu dau dreptate guvernului Ponta. E o notă proastă pentru S-a asistat plata revoluționarilor și îmi pare rău pentru unii real dintre ei, oameni cu probleme, cu situații, și s-a ajuns la situația respectivă. Doi ani nu s-a mai dat, nu? Ce vreau să vă zic? 2012-2013. S-a asistat din motive de austeritate, din motive de criză, da, financiară. Nu a fost motivul că sunt impostori sau nu sunt bine, impostori. Asta e legea, sigur că nu. Nu, spun și eu așa, deci, doar. Departe gândul. Dar au asistat plata și au uitat să o reia. Dar ce vreau să vă spun eu? Noi am fost și suntem încă manipulați. În sensul că toate legile care s-au dat, deci există o preocupare, cu ghilimelele de rigoare, a foștilor și actualilor guvernanți în ceea ce privește statutul nostru de revoluționar. Toți au vrut să vă controleze. Da, se pare, da, normal să ai 10.000 de oameni, deci, curajoși în soldă, nu? O atenție maximă. În s-a dat prima lege, legea 42 în 92, an electoral, da? S-a dat legea 341 în 96, da, după ce act, an electoral. Da. Deci, vedeți, au vrut să ne folosească ca și capital electoral. Și ne folosit. Da. Și s-au mai dat și niște livezi. De fiecare niște dată, buticuri, de câte ori s-a schimbat legea sau a fost amendată, întotdeauna rândurile noastre, în loc să scadă, s-au îngroșat. Și am adus aminte, unii că au fost la revoluție. Da, da, da. Deși de acord legea să 341, rețineți aspectul acesta, era o lege acoperitoare, care, acoperitoare, nu? Sau cum? Nu. Care nu dădea dreptul de revoluționar, nu atesta noi calități, ci era vorba de o preschimbare, o verificare, să zic așa. Așa cum să vrea și această ordonanță. Haideți să intrăm pe ordonanțe, că după aia discutăm, da, despre moralitate și imoralitate la această revoluție. Erou a vreau fost colectiv. Să mai adaug că în anul de grație 2011 și
în iarna și primăvara lui 2012, când eram noi, în stradă la mine. Noi, mă refer și la dumneavoastră, eram în stradă să scăpăm țara de ciuma portocalie. Și am scăpat-o, nu? Am scăpat-o. Și unde, atât unde de mult i-a deranjat atitudinea noastră că tovarășii îmi place de că la, spuneți asta. Tovarășii zic nu, că nu mă insultați de la PDL, da? Și-au vopsit Seviu, dacă vă aduceți aminte, l-a făcut verde. L-a făcut verde, da. Da. Bine, a și fost o perioadă în care verdele înrourat, ca să glumesc așa pe o manea, da, care a devenit timp. Ce, parcă au avut și culoare electorală, a fost, da, la un moment dat. Lupul schimbă părul, dar ei nu și-au schimbat. Dovadă, uite, acum domnul Băsescu, cel pentru care noi eram în stradă atunci, împotriva care eram, s-a înscris în PMP, nu știu dacă știți, Partidul Mișcă Penalilor, sau ce-o fi pe metodul ăsta? Da, mișcări populare. Populare. Bun, da, deci acum în suntem în situație... În 2011, onor Blocul Național al Revoluționarilor prin președintele de atunci, domnul Dorin Lazar Major, încheie cu PSD-ul un protocol pe care onor PSD-ul nu l-a respectat, nu l-a respectat. Știu, mi-a zis domnul Maior, da, știu, mi-a povestit. Nu revin acest aspect. Nu, mi-a povestit, dar vă deci puteți să spuneți, nu l-a respectat, da. Bine, eu i-am spus că o să... Trebuia să răia plata, așa cum, de fapt, ne-a și promis-o domnul Viorel Victor Ponta, că va relua plata indemnizațiilor în decembrie 2012. Anul trecut. A, 2013. 2014. Și a reluat. A reluat-o, da. A reluat-o, nu. Da. Bun. A reluat-o. Și atât că a venit pe ultima sută de metri de această ordonanță 95-92 Mărul Discord. A 12-2014, pe care eu am numit-o Mărul Discordiei. Ordonanța Mărul Discordiei. Bun. Ideea este că această ordonanță se bazează pe niște elemente care, să zicem așa, se vede de la o poștă că vor să și subțieze rândurile. Poate pe bune, poate, dar nu pot să știu exact câți. Eu sunt convins că nu vor vrea mai mult de 2, 3, 4, 5 mii de componenți pe această nouă lege de beneficiari, de a ieși războiul ăsta. În niciun caz. Nici atât? Mai puțin? Deci până la într-o mie, zic eu. Până la într-o mie. Bun, deci asta, poftim. Deci mai puțin. Deci așa cum și atunci vrea, va trebui să vă bateți ca la... Ioan Iliescu, când... Da. Când a promulgat legea 42. Tot așa a vrut atunci. Bun. Deci cam așa ceva se vrea. Înseamnă că s-ar putea să fie de inspirație. Și acest domn Sanda, care este secretar la... Nu luăm astăzi într-o... Încercăm să-l căutăm într-o emisiune, într-o legătură telefonică, probabil data viitoare. Deci am zis, este autorul ordonanței sau cine a făcut-o împreună cu... Este inițiatorul. Tehnicul, inițiatorul. Este, da? Inițiatorul. Dar ceea ce mă intrigă pe mine este faptul că unii din președinții de asociații, între care și domnul Vasile Mardare, a fost de acord cu această ordonanță. Ne-a mințit în prima fază că n-a semnat-o, a rămas chiar deci au semnat-o președinți de asociații. Adică ce au zis? Hai să ne gudurăm pe lângă, era un, pe lângă nou secretar de stat, nu? Consultativ. Și de ce l-au dat dacă nu erau de acord cu ea? Sau au fost de acord, înseamnă? Păi au fost unii. Și sunt mulți câte organizații? Îmi zice Olteanu, e mulți. E mulți, dar câți erau? Vreo 10 sau 15 câți am aflat? Au fost, acum, da. Dintre da, asociații? Dintre... Da, da. Și da, ceilalți, cele mai multe nu. S-au împotrivit. Și da, reprezentanții pe care i-am avut în studio aici, în emisiunea trecută ai BNR-ului, sigur, în absența domnului Dorin Zazămar, am avut o legătură telefonică și nici nu mai poate exercita funcția de președinte, înțeleg, sau de ce? Poate să o exercite, da? Bun, și o exercită. Da. Deci, așa cum v-ați împotrivit ceilalți. Poate fi președintele BNR-ului nu, că unii pe care l-am că nu poate prezentat, poate. Nu este probabil și în funcție. Probabil în statutul asociației se interzice. La asociația, la lui, dar nu la BNR. Deci el este președinte, am înțeles, de drept ales de un congres al BNR-ului și ne... Da, dacă acolo poate fi președinte, aici nu poate fi președinte. Păi vedeți ce vrea asociația, da? Da, bun, da, ordonanță. Nu, haideți cu ordonanță. Nu, eu am o problemă, că mi s-a reproșat că îl bagă în seamă prea pe da, Dorin Lazar da, Maior. Deci eu mi-asum această chestie, am avut și multe controverse, dar să fim corecți măcar. Deci tot mai multe voci
în mod foarte hotărât din interiorul asociației. Din interiorul asociației spun sus și tare că domnul Mardare a trădat mișcarea revoluționară din prin faptul Brașov, că a semnat, nu? Prin faptul că a semnat, prin faptul că am înțeles că de comun acord cu prietenul, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, domnul Sanda, au stabilit cine să treacă și cine să nu treacă. Aha. Da. A făcut o listă. Listele acestea, am înțeles păi că au fost prezentate la un post de televiziune. Bun, dar lista aia s-a făcut așa, că vrem auzit. Noi, că suntem prieteni, sau s-a făcut pe criteriul ăla? A fost, are fapte, are rol determinat. Ce bine ar fi fost să fie foarte obiectiv. Bun. în aprecieri. Am înțeles, dar s-a oprit ordonanța undeva acum, deci ea când intră în vigoare? Ordonanța că deocamdată s-a dat numai... Camera senatorilor, da? De Camera Deputaților sau de Senat? De Senat. Da? A trecut, cu toate că nu a avut viza Comisiei Juridice. Bine, fiind ordonanță, da. Nici dacă nu a avut. Bun. Deci, viza respectivă este consultativă. Deci, are șanse să treacă sau nu? Acum este la... Cameră? La Camera Deputaților și aici este oprită undeva la bun. Comisia Juridică. Dar între timp să dau titluri de luptător, de remarcat. Nu remarcat, care stați așa? Produce efectul juridic. Am uitat care e titulatura. Da. Cum trebuie luptător cu rol determinant. Să dau, s-au dat câteva în Brașov, să vor mai da, mă să că să mai da, duc. Bun. Mă rog, s-au contestat. S-au contestat la această comisie senatorială? Că da. Este și o comisie, că de-aia vreau să facem o legătură cu domnul Nicolae Vlad Popa. O să vă rog, stimați colegi din regie, să-mi faceți legătura cu domnul senator Nicolae Vlad Popa, care este în această comisie și care este brașovean și care mi-a promis o intervenție telefonică pe subiectul respectiv. Sunteți de acord? Continuăm? Sau... Păi așteptăm să vedem dacă ne face legătura, dar până atunci nu stăm degeaba. Da. Mă refer la această ordonanță 95 din 2014, care a fost modificată printr-o altă ordonanță, ordonanța numărul 1, pare mi se, din 2015. Modificată în ce sens? Au venit cu alte precizări la ordonanță. Ordonanța numărul 1 din 14 ianuarie 2015. Se vede că nu sunt coerenți totuși în ceea ce au vrut să facă. Întâmplarea face că personal m-am deplasat împreună cu alții colegi din cadrul asociației noastre la domnul secretar de stat Sanda. Și v-a primit? Ne-a primit, chiar am purtat o discuție amicală în sensul ăsta. Am încercat să-l conving că această ordonanță trebuie retrasă, dar bineînțeles că n-am reușit. Numai dumneavoastră sau ați fost mai mulți care au dus? Mai mulți, o întreagă delegație. Da, da, putem să ne oprim puțin să luăm legătura telefonică. L-avem la telefon pe domnul senator Nicolae Vlad Popa, care este și membru în această comisie și îl salutăm cu, nu putem spune cu căldură, că s-a răcit afară, dar măcar cu căldura noastră. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua! Vă așteptăm cu interes și aici prezent în studio, poate și pe alte teme decât aceasta care este acum pe agenda noastră. S-a iscat un război al revoluționarilor și sigur nu este vina clasei politice, așa spun oamenii, nu? Chestiunea este că acest război a plecat de la faptul că unii dintre revoluționari nu se mai regăsesc, să spun așa, în nou statut pe care încearcă să-l confere această ordonanță 95 a guvernului, dată în decembrie anul trecut și care a bulversat oarecum raporturile. Pe de altă parte, am înțeles că s-a trecut de Senat această... S-a întrerupt legătura? Nu, o avem, da? Alo? Da.
ne auziți. Și da, în această perioadă sunt foarte multe contestații cu privire la unii contestă pe unii, alții pe alții și mai departe, cu privire la prezența la evenimente și la acest statut foarte bine reglementat juridic sau foarte prost reglementat juridic, da, definit prin ordonanța 95. Care este punctul nostru de vedere ca vechi om în zona dreptului din România și ca senator al Parlamentului României și ca brașovean, dacă vreți, și ca om care... Și ca membru al comisiei. A membru al comisiei, asta vreau să vă întreb. Vă rog. Bun. Din start vreau să vă spun că nu am fost de acord cu modalitatea aceasta de a reglementa prin ordonanță o asemenea problemă. Pentru că dacă se dorea să se delimiteze, sau mai bine zis, să se definească persoanele care au avut un rol determinant, nu trebuia făcută această delimitare, definiție, prin ordonanță. E, acum s-a făcut, ea este în vigoare și trebuie să o explicăm. Din ceea ce am înțeles eu, s-a dorit ca să se descrească, adică să scadă numărul de revoluționari și prin această scădere să se reducă și, să zicem, sarcina financiară a guvernului. Da, da, da. Asta a fost unul dintre motive. Și au găsit formula următoare. Pe de o parte, s-a definit ca fiind important, determinant pentru Revoluție, perioada până în 22, ora 12 și 10 a fugii lui Ceaușescu. Pe de altă parte, cu această delimitare, s-a făcut o hartă din care s-au scos toate centrele, orașele, comunele în care existau revoluționari, dar care nu au acționat până în 22, ora 12 și 10. Vreau să vă spun că în prima normă de aplicare a guvernului, pentru că s-au dat și norme de aplicare câtă vreme ordonanța a ieșit în decembrie, Brașovul nu a existat pe harta descrisă în normele de aplicare. Mi-am făcut datoria ca brașovean, le-am demonstrat că până în 21 și ulterior dimineața în 22 au fost oameni reținuți, au fost oameni care au făcut petiții, au intrat în prefectura sau de fapt în Comitetul Județean de Partid. Exact. Știu eu mai bine titulatura, eu n-am uitat-o. Ca vechi activist, așa cum zice domnul Cornea. Nu, 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 dar asta era titulatura, că și când a scos președintele României cu comisia aia, nu știu ce, a trebuit să mă uit eu peste texte, să le îndrept, că nu erau foarte bine, foarte bine denumite, așa cum erau ele. Da, ca să știți. Ca atare, s-au instituit din această cercetare anumite obiective. În Brașov, unul dintre obiective este Consiliul Județean. Comitetul Județean de Partid, actuala prefectură, și securitatea, probabil, nu? Și miliția. Vreau să vă spun, da, vreau să vă spun că inițial, de exemplu, la București, nu a existat o asemenea hartă și vreau să vă spun că, de exemplu, baricada de la Inter nu era trecută pe această hartă. Și din acel moment, sigur că au existat tot felul de contestări. Ulterior s-a ajuns la desenarea unei hărți în aproape perfecte sau corecte din punctul acesta de vedere. Sigur că Brașovul, și aici o pot spune din ceea ce se discută în Parlament, Brașovul a avut o problemă pentru că pe lângă adevărații revoluționari, și dumneavoastră îi cunoașteți și știți foarte bine, au apărut și anumiți denumiți profitori.
Vreau să vă spun că la nivel de țară, la nivel de țară, apropo de chestiunea aceasta, au fost identificați anul trecut peste 3.000 de foști colaboratori ai securității, care 25 de ani au beneficiat de micile avantaje date de această lege. Deci cât ți-a spus, domnul Popa? 3.000? Da. În țară, nu vorbesc în țară. În țară, dar e important, nu? Dar e important pentru că în momentul ăsta au beneficiat niște drepturi în afara legii, zic eu, nu? Absolut. Sau mai retroactiv. Că, nu știu din ce cauză altceva nu s-a întreprins de către guvern. Guvernul a găsit de cuvință să facă această... Bun, să scoată securiștii și activiștii de partid dintre revoluționari. Bun, și... și pe cei care erau la locul de muncă și pe da. Cei care... Corect, păi până la urmă corect. ...la servici, da. Mă rog, acum, să revenim la Brașov. Adică la locul Brașov, de muncă. Era majorul de securitate, nu dau niciun fel de trimitere, dar, mă rog, colonelul, zic, sau capitanul de securitate era în stradă, nu? Și atunci normal că era la locul de muncă și făcea datoria la Revoluție. Da. Nu glumesc acum. Da, da. Deci trebuie făcută, într-adevăr, diferențierea aceasta și anume a celor care, într-adevăr, au produs fuga lui Ceaușescu. Cam acolo s-a oprit, să zice, că cel puțin Ion Iliescu da, așa se spune. Nu, ideea este că până s-a preluat puterea de către altcineva. A fost puterea ceaușistă da. Până la un moment, vid de putere și preluarea puterii, să zice. Numai că starea de pericol a continuat. Păi da, dar ar trebui atunci, domnul Popa, iertați-mă, ar trebui atunci să-i luăm pe teroriștii lui Ion Iliescu, pe ăia care au apărut cu simulatoare, exact. Pe toți asasinii poporului exact. Român, că nu se poate spune altfel. Exact. Am eu dreptate, am curaj să spun asta. Foarte și pot să-mi afirm. Deci, păi da, dar vedeți asta. Eu cred că o asemenea chestiune trebuie dezbătută și chiar cu organizațiile de revoluționare. Da, da. În așa fel încât legea să fie justă, pentru să că fie justă, un lucru. Mulți dintre ei susțin teza că trebuie făcută, cum se zice, curățenie. Mulți dintre ei susțin teza am aceasta. Înțeles, impostorii jos de acolo, am înțeles. Să nu ajungem în partea cealaltă, în extrema cealaltă, să curățați de oameni tot. Care da. Au făcut și au avut rol corect. Important. Păi da, să contestă și între ei, domnul senator, că chiar vreau să aveți pe agenda, am înțeles, la Senat, să contestă și între ei. Tu ai fost la ușa 2, eu am fost la ușa 3. Eu știu că tot poporul a fost în stradă. Și lucrul ăsta se va rezolva la comisie. Vreau să vă spun că am cerut ca toate aceste contestări, pentru că sunt două feluri de contestări. Contestări a celor care au fost respinși da. Și care, într-adevăr, au fost și și-au manifestat în 21 și în 22 calitatea de vreo determinat, da? Așa. Și au fost respinși. Pe de altă parte, sunt unii care au fost lângă ei, care au fost admiși și care au fost, o parte din ei, în jur de 40 de persoane, au fost contestați de către alți revoluționari. Deci subiectivist total, adică nu vreau eu să te trec, că eu am muștii, că s-a mai purtat asta și pe vremea PSD-ului dar, când s-au dat legile dar, astea. Dar vreau să vă spun că această comisie a avut o ședință, încă nu a rezolvat aceste contestații, pentru că așteptăm dosarele să vină toate dosarele la comisie, se va discuta pe fiecare dosar în parte, pentru că în dosarele acestea sunt declarații încă din 90. Sigur. Și pe aceste declarații și pe dovezile care sunt în dosar, în fiecare dintre cazurile acestea se va da o decizie. Bun, eu deci am, nu pot să vă am spun, înțeles. Și nu, oricum nu, vă nici spuneam, nu insist. Dacă știam, de exemplu, că nu pot să mă pronunț. Nici nu vă cer. Eu vreau să vă spun că dacă știu, eu nu am, acum vă rog să mă credeți, nu am dintre prietenii mei în aceste situații.
Dar dacă ar fi unul într-o astfel de situație... Mi-a spus, v-ați abține. Nu aș vota. Am înțeles. Domnul Popa, tranșant. E ordonanță bună, proastă, mediocră, sănătoasă, nesănătoasă? Sau ce fel de ordonanță e asta? Chiar dacă să zicem, inițial s-a dorit un lucru bun, și anume lămurire a unor lucruri, din păcate s-a reușit această lămurire. Domnul Cornea este aici. Lângă mine. S-a complicat mult situația. Asta este problema. Am înțeles. Domnul Cornea este aici lângă mine și comentăm despre această ordonanță și vrea să vă întrebe ceva. Domnul Cornea de la Zărnești este avocat și am zis că vă cunoașteți. Președintele organizației de acolo de la Zărnești. Da. Vrea să vă întrebe ceva sau să are ceva. Are un document de la Senat, cred că de la Comisia Juridică. Am raportul Comisie Juridice din 28, numărul 28 din 3-a 2015. În cadrul acestei comisii juridice dumneavoastră v-ați spus un punct de vedere privitor la articolul 1, punctul 2, care se referă stricto senso la sintagma, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului. Ce facem, domnul senator? Rescriem istoria? Vreau să vă motivați. Deci nu vă supărați. Nu, n-ați înțeles. Era vorba despre a stabili și a corecta o anumită sintagmă. Adică, dacă se vorbea în textul ordonanței de arestați, eu am cerut ca să fie sintagma reținut, pentru că dacă faci dovada, una e să faci dovada arestării, sigur. Arestare, juridic, sau anumite documente, și alta este să faci dovada reținerii. De fapt, era vorba, important era faptul că fără drept au fost reținuți de către organele de anchetă anumiți cetățeni. Sim. Și asta înseamnă că oamenii aceia, într-adevăr, au un anumit rol. Mă înțelegeți? E simplu, e cam dreptul comun. Ce? Este simplu sau... zic eu, destul de complicat. Eu mi-aș permite să vă citesc din acest document. Este punctul neasă de vedere, bănuiesc, că scrie senator Nicolae Vlad Popa. Da, dar nu s-a ținut cont. Degeaba spuneți că nu s-a ținut cont de punctul unde, de vedere. Unde? Citez. Unde s-a executat foc cu muniție de război? În încercarea de reprimare a revoltelor cetățenilor români. Soldate cu morți, răniți, arestați sau persoane lipsite în mod abuziv, deci, și nelegal de libertate. Deci, nu vă spuneți, discutăm. Astea au fost niște amendamente pe care eu le-am depus în numele unor revoluționari, nu le-am făcut eu. Era vorba despre situația de la Brașov, ca în momentul acela Brașov nu era pe hartă. La Brașov, în 21, s-au tras focuri cu muniție de război, s-au tras focuri de avertisment cu muniție de război. Deasupra celor de la ICA Gimbal, da. Și era în avantajul celor de la brașovenilor să intre și această definiție. Și ați punctat, da, ca să poată să fie în interiorul ordonanței. Am înțeles. Exact. Brașovul nu rol determinant. Am înțeles. Nu s-a acceptat. Asta este o dovadă că eu am încercat pe această cale să îmbunătățesc într-un fel ordonanța, dar puterea mi-a respins acele amendamente. Mama e de putere, întotdeauna puterea face așa. În altă parte, la camera clasa politică, clasa politică. Nu toată, păi nu, puterea. Lăsați că ajungeți din nou la putere, domnul Popa. Nu vreți să ajungeți din nou la putere? Da.
Da, deci să nu facem prea multă polemică, nu că nu e timp, nu din alt motiv, domnul Cornea, că nu mai am timp, mă uit la ceas, am înțeles, mulțumim domnului senator. Bun, domnul Popa, deci bunele intenții, am înțeles. Bănuiesc că va acționa în continuare, bănuiesc. Va acționa în cadrul comisiei parlamentare, da. Și bun. Deci eu vă garantez un lucru. Vă rog, garantați-ne. Nu am niciun fel de interes ca să existe brașoveni puși în dificultate, sau mai bine zis, excluși, doar pe ideea că trebuie să fie exclus un anumit număr de oameni. Sau că au fost, contestați că nu îmi place mie că ăla era locutare și ăla altă locutare politic sau... Deci mă rog. Sunt, de exemplu, situații în care pentru trei persoane care erau în același grup și e dovedit că erau în același grup, da. Unii da, unii s-a nu. S-a admis, iar pentru ceilalți trei s-a respins. Deci cum și revoluția... O da, dosar, și o să analizăm. Corect. Și vă rog să mă credeți că o să fie admise acele cereri întemeiate. Vă rog, unde nu vă credem. Persoane, unde nu sunt dovezi, nu o să fie admise. Vă credem, domnule. Să știți că au venit foarte mulți în audiență, au venit chiar revoluționari care n-au aplicat, adică care n-au făcut cerere pentru rolul determinat. Am înțeles. Sunt destui de mulți din Brașov care n-au făcut. Au acceptat cealaltă formulă care e pe jumătate. Da, bine, domnul senator. Sunt destui care n-au făcut cerere și acești oameni au venit și m-au rugat să analizez foarte, foarte atent aceste... Am înțeles. Dosare. Bine, domnul Popa, vă invităm și cu alte ocazii. Vă mulțumim pentru intervenție și vă doresc succes. Cu mare plăcere. Sănătate. Mai aveți 4 minute. Revin și arăt. 4 minute mai aveți. Că această sintagmă inclusă în această ordonanță 95 din 2014 este neconstituțională. Poftim, asta este a fost discriminatorie. Ați spus-o altă dată în spațiul. Deci este neconstituțională, discriminatorie. Deci așa se pune problema din punct de vedere juridic. Această sintagmă trebuie eliminată. De fapt, Comisia de la Senat, Comisia Juridică de la Senat a dat înapoi și a cerut unele lămuriri privitor la această ordonanță. Această ordonanță, după cum spunea domnul Sanda, secretar de stat, vrea să facă curățenie în rândul revoluționarilor. Domnule Sanda, pe această cale vă spun, cum v-am spus-o de fapt și personal, nu se face așa curățenie. Suntem de acord ca aceste verificări să se facă în rândurile noastre și a fost suficient timp de când s-a asistat plata acestor ordonanțe, acestei... Partea legii, legea veche, legea... Da. S-a asistat prevederile legii 341 și până în prezent. Noi suntem în așteptare. Am așteptat domnul Viorel Victor Ponta ne-a mințit cu nerușinare și întotdeauna a fost împotriva noastră. Iată, în 23 ianuarie, vă citesc, așa, aflat în Camera Deputaților, Victor Ponta, pe atunci doar președinte PSD, a făcut un apel public către premierul de la acea vreme, Emil Boc. Domnule prim-ministru, vă rog să nu le dați revoluționarilor banii înapoi, bani pe care i-a obținut necinstit. Dacă îi dați dumneavoastră, o să iau eu, mulțumesc. Bun. Și s-a adeverit întru totul ceea ce a precizat aici. Da. Eu vreau să fac câteva precizări și nu epuizăm subiectul aici, domnul Cornea. Vreau încă o emisiune să mai vorbim și probabil vom intra într-o legătură telefonică și cu domnul Sanda și cu ceilalți ca să lămurim și din punctul ăsta de vedere. Eu nu cred că va rămâne această ordonanță în picioare. Eu cred că este doar o tragere de timp și că nu o să vă alegeți cu altă drept. Este părerea mea personală. Iar cu privire la revoluția din decembrie 1989 și toate evenimentele din decembrie, e mult de spus, e mult de scris, o istorie întreagă. Cert este că am avut de-a face și cu un erou colectiv
poporul român aflat atunci în stradă. Nu în totalitate, dar cei care au fost acolo au ieșit, nu s-au gândit că o să vină drepturi, nu s-au gândit că o să vină... Nici noi, de fapt. Nu v-ați gândit exact la modul ăsta. Și că lucrurile trebuie, din acest punct de vedere, foarte, foarte atent cumpănite și așezate cu discernământ. Cu privire la rolul Brașovului, sunt alături dumneavoastră total, pentru că Brașovul chiar a avut un rol determinant. Și nu putem spune că s-a încheiat revoluția la ora 12 fix, când a zburat Ceaușescu. Emisiunea, îmi spun colegii că se poate încheia, dar peste un minut, mai lăsați-mi și mie un minut să mai spun câte ceva. Și atribuirea acestui titlu de luptător cu rol determinat nu poate fi condiționat dacă au fost morți, răniți, da, reținuți. Da, pentru că unul determinat putea, de exemplu, să-i facă nu știu ce, să-l ia pe unul de un securism, de unul știu unde, care vrea să-mi pui. Acum să zicem, demonstrăm, da, deci după 25 de ani, că Zărnăștiu a avut un rol determinant. Nu mai avem timp. Ați avut noroc, ați avut noroc, că dacă noi erați la Cuvântă, eu nu vă dădeam arme, știți? Noi am avut arme, am fost toți în armat. Ați avut arme, uite, păzit, eu n-am dat arme. Bun, și atunci dacă... Bine. De cine, domnul Cornea? De teroriști. De teroriști. Ai cui erau teroriști? Domnul Iliescu, mai țineți minte, ai cui erau teroriști? Știți, ne jucăm de N-am văzut Albania. Niciun pui de N-ați văzut, terorist. Deci vedeți, ne-am apărat de fantome. Eu nu spun că e bine să... Adică eu înțeleg entuziasmul și ieșirea populară în stradă, dar eu cred, cel puțin atunci, eu și cu dragul de la Codlea, am avut discernământ să nu dăm arme la populație, pentru că ar fi ieșit un măcel și era aiurea, numai că avea chef domnul Dumnezeu Rudinească, generalul Florea. Ce s-a întâmplat în 89 nu se putea întâmpla dacă nu ieșea întregul popor. Absolut. Și noi nu eram cei care i-am animat, care i-am chemat să se alăture. Da, domnul, exact. De acord, acestui da. Ideal. Și toată Iliescu și toată Brucan vreau 60.000 de morți. Bun, vom mai vorbi despre Revoluție. Mulțumesc domnului Cornea și fac această promisiune oamenilor care se află în aceste organizații de revoluționari că vor beneficia în continuare de audiența și de sprijinul pe care îl are această emisiune pentru a clarifica lucrurile. Nu sunt de acord întru totul cu problemele lor, chiar dacă am fost pe poziții diferite în anumite perioade. Dacă au de luat niște drepturi și legea le conferă, să și le obțină și să le ia pe bune, nu? Asta cred eu că e cel mai bine. Da. Și să se organizeze, să nu se mai certe între ei. O duminică plăcută mi se șoptește în cască și Războiul Revoluționarilor să-l punem în cui până să vă n-a luat sfârșit. N-a luat sfârșit. La revedere, chiar dacă afară a fost așa mai mohorât și în studio a fost uneori mai domol, da? Vă reaprindeți energia, uitându-vă sigur în continuare la emisiunile Mix 2 TV și mâine citind ziarul nostru pe care îl edităm, Brașovul tău, ediția săptămânală, să știți că am revenit cu editorial și editorialul meu se cheamă Partidul PMP, Partidul Mișcării Penalilor, am zis eu, pentru că domnul Traian Băsescu un penal și doamna Udrea o penală sunt în continuare în fruntea acestui partid și mai sunt penali și pe la Brașov care mâine pe mine parcă îi văd, hop, din nou să salveze pielea, mai avea domnul Scripcaru. Fac parte acest partid. Din clasa politică. Și dacă domnul Scripcaru va candida din nou pe PMP, că PMP lasă să candideze și dacă are dosar penal. Bun, asta e așa o chestie care merităm până duminica viitoare.